Bun, suntem la numărul 141 al tancului, de fapt al turnului zi. Din păcate nu montăm nimic în acest număr, adică nu montăm nimic pe tank. Primim un rastel de metal. Numărul următor primim proiectile numările 1 și 10. Se pare că vom face o dioramă completă de luptă aici. Vorbim de tunul de 76 mm, modelul din 1942. Folosea proiectile brizante explozive, brizante, antiblindaj trasoare, subcalibru și altele. Proiectilul brizat exploziv din oțel, OF-330, și cel brizant cu bătaie lungă din bronz oțelit, O-350A, erau folosite antipersonal împotriva vehiculelor artileriei și punctelor de foc ale infanteriei inamice, precum și împotriva barajelor de campanie ușoară. Avem ghidul de montaj. Vorbim despre dotarea armatei. După prezentarea tunului de divizie ZIS 3 la Kremlin, acesta a trecut prin testările oficiale în poligon. Spre Berlin, în primăvara lui 1945, pe fronturile sovieto-german și vest-european s-au creat condițiile favorabile pentru asalt, adică pentru un asalt final asupra Germaniei. Trupele sovietice din sectorul central al frontului ajunseseră în apropiere de Berlin. Cam atât despre titlurile din această revistă. Aba nu, vorbim și de Marușalul Badajan. Serios, deci e incredibil să acest nume. Amazasp Hachaturovich Babajan a fost mareșal al trupelor de tancuri ale Uniunii Sovietice și erou al Uniunii Sovietice. Bun, haideți să vedem ce vom face numărul acesta, deși nu știu de ce mă chinui să mă uit la montaj, fiindcă este unul destul de simplu. Adică piesele astea mici, desigur. Acesta este plastic, asta este plastic, partea asta este metal. Piesele astea teoretic trebuie prinse împreună și teoretic ar trebui să se cupleze printr-un mic click. Bun. Iar partea asta se va introduce în suportul de jos. Teoretic acesta ar fi ansamblul lui. Bun, acesta este rastelul pentru proiectile și numărul următor vom adăuga și proiectilele. Ne vedem cu numărul 142 peste o săptămână.